Veste bună pentru constanțenii care își doresc un copil, dar din motive medicale nu pot avea unul. În ultima ședință de Consiliul Local Municipal a fost aprobat programul Infant, prin care 100 de cupluri sau femei singure care își doresc un copil vor putea beneficia de vouchere în valoare de 100.000 de lei pentru fertilizare in vitro. Valoarea unui voucher pentru un cuplu este de 10.000 de lei. Anul acesta am inclus în buget bani pentru 100 de vouchere, ce vor ajuta 100 de cupluri sau persoane singure, doamne singure, care suferă de infertilitate, care nu pot avea un copil. Am luat programul de la București, l-am analizat, l-am adaptat la datele statistice din Constanța. Tocmai de aceea veți vedea că vârsta maximală în Constanța nu este 40 de ani, ci este 45 de ani, pentru că nu seamănă două familii între ele, da, păi două orașe între ele. Un model pentru primăria Constanța a fost Laura, o tânără de 34 de ani care a născut doi copii prin fertilizare in vitro. Era una dintre puținele soluții pe care le mai avea pentru a duce pe lume un copil. Primul s-a născut în urmă cu 2 ani, după două încercări nereușite care au costat-o pe constanțeancă în total peste 20.000 de euro. Noi cuplurile care ne luptăm cu infertilitatea o facem câteva luni înainte. Sacrificii morale, de sănătate și nu în ultimul rând materiale. Sunt însoțită de jumătate din efortul și minunea noastră. Surioara lui este într-o practică pentru a ieși atât de mari și de importante are de două luni. Pentru ei am luptat 5 ani de zile, drumuri, controle, tratamente. Toate acestea au presupus sume de bani pe care nu i-am avut întotdeauna. Pot beneficia de aceste vouchere femeile singure și cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică ginecologie, ce are competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical. Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, www.primaria-constanța.ro.